Bună seara, sunt Adriana Dan și urmăriți Alban Corzi. Ar fi cazul să deschidem o șampanie. Toate nenorocirile au trecut. Mai avem de așteptat numai câteva zile și se vor deschide 10 de fabrici noi în Cugir, în Sebeș, în Câmpeni, în Abrud. Se vor crea sute de noi locuri de muncă, toate foarte bine plătite, impozitele vor scădea, iar candidații la parlamentare, consilierii județeni sau locali, vor veni să ne caute acasă, după un program stabilit de noi, să ne întrebe dacă pe lângă gropile de pe stradă pe care tocmai ni le asfaltează, nu am dori un masaj oriental. Sau dacă ne descurcăm cu banii, că ar vrea să încheie un contract de sponsorizare cu fiecare dintre noi. Totuși, haideți să nu fim de fapt atât de naivi precum ne cred ei, din oricare partid ar fi, și să evaluăm realitatea așa cum o știm, fiecare dintre noi, propria noastră realitate. Alături de mine este, așa cum vă așteptați, Augustin Presecan. Salut, mâine, de Adriana Dan. Bună seara! Haideți să vedem la ce s-au mai gândit politicienii din Alba. Rugăm regia să dea drumul materialului filmat de colegii noștri, de Cosmin Răduț, de Cosmin Cimpoiești, de Laurent Vaiajdi, de Alex Maxim, și să arate știrile care au fost montate împreună cu Vasile Pop, cu Andreea Bogdan, cu Anca Huț, cu Andreea Susan și cu Carmen Simini, cu Dan Simini, cu toți colegii noștri de la Alba TV. Rog regia să dea drumul materialului. Subtil ca declarația de dragoste cu mâna pe portofel, Dorin Nistor, candidat a RD pe Colegiul de Deputați Alba Iulia, a ales o formă ingenioasă de a cuceri electoratul. Donația de biciclete administrației locale, prin intermediul cărea pedalează pe vârfuri spre votul Alba Iulianului. 100 de biciclete, trotinete, ce vreau ei, și să o facem mascată sau pe față. Deci este pentru prima dată când se face lucrul ăsta. În campanie suntem un municipiu, nu suntem persoană fizică care să acceptăm așa ceva. Este drept că toată lumea vorbește, am văzut pe unii că deja sunt foarte, cum să vă spun eu, sunt foarte doritori de a colabora în continuare. 4 ani de zile nici măcar n-am știut pe unde zac și ce fac și acum sunt foarte doritori să colaboreze cu noi. O singură problemă am, să nu vină să ne fure bicicletele. Este un cadou electoral, a spus mai devreme. Nu este un cadou electoral, este un cadou orașului. Dacă orașul poate să primească cadouri electorale, atunci să ne fie de bine. Legat de povestea că tot s-a discutat cu începerea unei campanii electorale mai devreme, cu 2 sau cu 3 zile, este interesant că cei care fac astfel de acuzații au uitat să dea jos de pe o anumită clădire un banner de 200 de metri pătrați pe care sunt înscrise în semne electorale, dar mă rog, probabil că este mult mai simplu să ataci pe cineva sau să-l pone greș pentru un gest. Eu consider normal, dacă poți să faci ceva pentru orașul din care faci parte, e bine să faci. Fiecare în funcție de posibilitățile lui. Ardem calorii pentru o inimă mai bună. Acesta este sloganul de pe bicicletele donate de Dorin Nistor municipalității. Inscrisul trimite automat spre emblema ARD, iar culorile folosite sunt aceleași cu ale Alianței, albastru și roz. Candidatul neagă orice premeditare. Este un cadou electoral? Nu. Există un simbol electoral? Nu există niciun simbol electoral. Este o inimă și scrie ARD. Și numele dumneavoastră, care sunteți candidat. Și culorile? Coincidență. Toți cei prezenți l-au crezut pe cuvânt. Au mai rămas 30 de zile până când vom schimba România în bine. E mesajul USR din spatele ceasului cu pendulă, orologiu care, afirmă social-democratul Ioan Dârzu și liberalul Teodor Atanasiu, consemnează ultimele zile, ore, minute și secunde de dinaintea trecerii în uitare a adversarilor politici. Ceasul cu pendula și mesajul electoral a fost agățat în cui pe perete liberal în locul tabloului marelui I.C. Brătianu, aninat în cuier lângă o haină. Mișcarea a fost făcută cu iuțeală de mână și maximă îndemânare de tânărul liberal Rareș Buglea. Din punctul de vedere al unor albaiulieni, ar putea candida la parlamentare oricine. Ca să vă convingeți, astăzi am făcut un mic test. Am luat 2 nume la întâmplare, care nu au nicio legătură cu politica, și am plecat la strâns de păreri. Ce a ieșit, vedeți în momentele următoare. Însă vă avertizăm, noi ne-am abținut cu greu din râs. Cu cine votați la parlamentare? Păi cu cine e mai bun. Avem ce face. Petru Areș? Cu nimeni. Între Ioana Tufar și Petru Areș, cine ziceți că are mai multe șanse? Petru Areș. Cu cine votați la parlamentare?
Nu m-am gândit încă. Între Ioana Tufaș și Petru Oareș, cine ziceți că are cele mai multe șanse? Ioana Tufaș. Cu cine votați la parlamentare? Nu mă băga că nu-s cu politica. Fără politică, lasă-mă că să... Petru Oareș și Ioana Tufaș, cine are multe șanse? Cine? Între Petru Oareș și Ioana Tufaș? Du-te cu ideea de aici, mă duc. Cine votați la legile parlamentare? Da, să știți că nu știu. Între Ioana Tufaru și Petru Oareș, cine credeți că are multe șanse? Nu, Ioana Tufaru nu. De astăzi a început campania electorală și în curând va începe operațiunea de lipit afișe la tot colțul. Candidații la alegeri ies la rampă. Să știe tot omul cu cine votează. Augustin, ești impresionat de ceea ce ai văzut? Sunt convingători politicienii din Alba prin acțiunile pe care le fac. Oare care este scopul lor? Nu știu dacă sunt convingători sau nu, probabil că acest lucru îl vom vedea în 9 decembrie, însă în primul rând aș vrea să observ și să spun această părere, să o exprim, să o împărtășesc telespectatorilor noștri, că o constantă la politicienii pe care i-am văzut este acest aspect de cel puțin bunăstare, ca să nu spun chiar exces. Toți par că o duc chiar foarte bine și nu știu ce îi face pe ei să-și dorească această funcție pe care o urmăresc cu toții, de deputat, de senator, de consilier local, județean sau de orice altă autoritate publică pe care ei o visează noaptea, iar ziua în conferințe de presă ies și expun părerile lor și planurile lor pentru viitorul mandat. Dincolo de acest aspect și chiar tu în introducerea în această emisiune spuneai că acum dacă e să-i credem pe acești candidați la alegerile parlamentare, se va revărsa cornul abundenței peste noi toți, așa cum ai spus, se vor crea sute de locuri de muncă. Nu de mult, ca să zic, astăzi, de câteva ore am văzut în presa scrisă, în presa online, faptul că un candidat la fotelul de senator promitea faptul că societatea de exploatare a cuprului din Abrut, Cupru Min, își va dubla, nici mai mult, nici mai puțin, își va dubla producția, se vor crea zeci sau sute de locuri de muncă, locuri noi de muncă, astfel încât toată lumea nu trebuie decât să se ducă să pună ștampila pe el, iar el, după ce va deveni senator, de parcă acum n-ar fi deputat, de parcă acum formațiunile pe care el le reprezintă nu ar fi la guvernare, după ce oamenii vor pune ștampila pe ei, el se vor duce poate cu buletinul de vot sau cu o copie de a buletinului de vot sau cu o fotografie și se vor angaja cu toții la Cupru Min. De asemenea, nu văd rostul acțiunii electorale din punctul meu de vedere pe care a făcut-o celălalt candidat al celelalte mari forțe politice din județ și din România, care în plină iarnă s-a gândit că ne-ar prinde bine nouă locuitorilor din municipiul Alba Iulia 15 biciclete. Ce să facem cu ele iarna? Să ne dăm să înghețăm cu toții pe biciclete coborând din cetate în centru, sau mai frumos ar fi să urcăm dealul cetății pe bicicletă printre nămeți, pentru că așa cum a fost astăzi ședința de Consiliu Extraordinară, deocamdată nu există pentru municipiul Alba Iulia un contract pentru dezăpezire, un contract ferm cu o societate de salubritate. În ceea ce privește filmul cu pendula, vreau să spun așa cum au putut urmări telespectatorii noștri acea pendulă, acel ceas care era afișat acolo, dedesubtul lui era scris faptul că atâtea minute, respectiv 30 de zile, mai are la guvernare puterea portocalie sau puterea. Totuși ei au ales un ceas normal care funcționează ca orice alt ceas, arată timpul, arată infinitul, nu au ales să folosească un contracronometru.
nu s-au chinuit măcar să găsească un contracronometru, să găsească un ceas cu un mecanism care să meargă de la cap către coadă, să arate cât timp, respectiv cele 30 de zile care le-au mai rămas celor care sunt opozanții partidului despre care vorbesc acum, și ca niște scamatori de bălci de iar maroc, s-au uitat foarte candizi, foarte senini în ochii noștri ai oamenilor cărora se adresau, zâmbind, arătând, repet, acea bunăstare în contradicție cu situația de care se plâng cu toții, că totuși este greu, că e criză, că toată lumea e în criză, nu doar România, nu doar județul Alba, că nu avem locuri de muncă, și se uită în ochii noștri și ne spun doar atâta a mai rămas, puteți priviți pendula din spatele nostru și luați aminte. Dincolo de asta, aș putea să interpretez faptul că au lăsat un ceas normal care să arate că de ceea ce îți e frică nu scapi. În plus, pentru mine și pentru colegii mei, când au venit de la filmat de la acea conferință de presă a PNL Alba, a fost o surpriză faptul că unul dintre membrii acestui partid a luat pur și simplu fotografia lui Ice Brătianu din cui, de unde era la loc de cinste, unde tocmai i-ați văzut pe cei doi candidați pentru Senat și pentru Camera Deputaților, i-ați au pus acea pendulă, au pus acel orologiu și au luat fotografia lui Ice Brătianu și au agățat-o nici mai mult, nici mai puțin în cuier. Cam astea sunt părerile mele despre aceste găselnițe, despre aceste născociri ale candidaților la alegerile parlamentare din 9 decembrie. Mi se par de-a dreptul copilărești. Comentam împreună cu colegii noștri din redacție cât de naiv sau cât de proști, nu vreau să folosesc un cuvânt prea dur, însă mi se pare că descrie foarte bine ceea ce văd politicienii în noi, cât de proști pot ei să ne creadă și se comportă, din punctul de vedere al foarte multor colegi de ai noștri, spuneau, se comportă ca niște copii, merg, pozează în fața unor astfel de născociri cum e acea pendulă sau se duc și donează 15 biciclete ca toți albaiolienii să se plimbe pe acele biciclete în miezul încreierii iernii. Crezi că este vina noastră a cetățenilor pentru faptul că de cele mai multe ori ei nu își asumă promisiunile făcute și nu sunt suficient de responsabili pentru ceea ce au promis în campaniile electorale? Putem să-i responsabilizăm noi ca și cetățeni? Putem să-i tragem de mânecă după ce au ajuns acolo? Nu știu, nu sunt eu în măsură să vorbesc, să dau sfaturi, să exprim opiniile ca fiind deținătorul adevărului, nici măcar, sau cu atât mai mult al celui absolut. Însă am tot vorbit despre acest sistem care de multe ori transcede toate partidele, este o teorie inclusiv a președintelui statului, care spune că acele mișcări transpartinice care după orice fel de alegeri parlamentare reușesc să reorganizeze, să regrupeze forțele politice, astfel încât sistemul de conducere al țării să rămână neschimbat, neafectat de schimbările care nouă tuturor românilor ni se par ca fiind binevenite, ca fiind salvatoare, ca fiind providențiale și că noi le așteptăm de atâta timp, în sfârșit bine că au venit, să vedem ce o să fie bun. Nu se întâmplă să vină binele pe care ni-l dorim cu toții. În plus de acest lucru, deși fiecare în funcție de vârsta pe care o avem, ne gândim, nu se poate un prim-ministru mai rău ca acesta care este acum, nu se poate un deputat sau un senator care să ne reprezinte mai prost ca cel care ne reprezintă acum. La fiecare alegeri, după fiecare scrutin electoral, cu toții putem și vedem că
acea calitate a oamenilor politici pe care chiar noi îi trimitem sau prin votul nostru ajung să ne reprezinte în Parlament, în toate structurile administrației publice locale, sunt net inferior celor pe care ei îi preced. Și atunci pe celor cărora ei le urmează. Și atunci nu știu dacă este vorba de o responsabilizare sau poate fi vorba de o responsabilizare. Nu sunt eu în măsură să fac această responsabilizare populației care votează, însă cu siguranță noi cu toții trebuie să fim, cel puțin din punctul meu de vedere, mult mai inspirați în ceea ce facem, să analizăm mult mai bine opțiunile pe care le avem în momentul în care mergem să punem ștampila pe unul sau pe altul dintre candidați și de asemenea să fim foarte atenți că în jurul fiecăruia dintre noi sunt oameni care merită toată încrederea noastră, tot suportul nostru. Eu nu de mult timp facem această emisiune și pot să văd și tocmai din acest motiv enumăr numele colegilor noștri din televiziune, pentru că sunt oameni tineri, sunt oameni care lucrează, din punctul meu de vedere, pentru foarte puțini bani. Vorbim acum de situația generală a presei mondiale românești și respectiv a celei din județul Alba, în care tineri, repet, care muncesc cu pasiune, dedicați, talentați. Și când spun tineri, mă refer la copii, pentru că nu sunt copii de o vârstă în jurul a 20 de ani. Și cu toții muncesc și își dedică, stau de dimineața până la această oră la televiziune și încearcă să facă ceva. Deci acest exemplu care pe mine mă motivează și mă face să spun aceste lucruri, că dacă privim cu atenție în jur, dacă încercăm să vedem dincolo de acești politicieni, dincolo de campaniile lor electorale, mai mult sau mai puțin copilărești, din punctul meu de vedere, mai mult sau mai puțin convingătoare, sunt oameni care merită toată atenția noastră, tot sprijinul, tot suportul nostru și toată încrederea noastră. Să nu ne mai uităm atât către politicieni, să nu mai așteptăm atât de la ei, pentru că într-adevăr, ei nu prea ne oferă mare lucru și să vedem fiecare prin prisma propriei personalități, prin prisma oamenilor care ne înconjoară, să încercăm să vedem oportunitățile, să încercăm să le speculăm, să încercăm să le descoperim și pe picioarele noastre să mergem noi mai departe și să nu așteptăm prea multe de la cei care se bat cu cărămida în piept că au soluții pentru toate problemele noastre, pentru ca apoi, după ce se văd cu sacii în căruță, să nu mai răspundă la telefon, să nu-i mai găsești la cabinetul lor parlamentar sau să-i vezi doar la televizor, adoptând sau luându-și o piele a unui personaj pe care tu, ca simplu alegător, nu ți-ai fi putut închipui niciodată că ar putea să fie respectivul senator sau deputat. Îi rog pe colegii mei din regie să dea o scurtă pauză de publicitate pentru ca apoi să revenim în emisiune după acest moment care este dedicat începutului de campanie electorală. Urmează o lună în care veți putea vedea dumneavoastră telespectatorii televiziunii Alba TV. Veți putea vedea emisiuni electorale 2 ore pe zi, probabil că, așa cum este normal, multora dintre dumneavoastră le va veni greu să suporte această avalanșă de oameni politici, de candidați pentru deputați sau senatori să-i vadă toată ziua pe televizor. Dar trebuie cu toții să-i cunoaștem, să vedem pe fiecare ce are de spus, ce propune, pentru ca noi cu toții să putem să alegem în deplină cunoștință de cauză, evident, cu toate riscurile și cu toate neajunsurile, cu toate problemele, cu toate necunoscutele care le pot presupune aceste alegeri, acest vot. Așadar, după o scurtă pauză de publicitate, ne vom revedea cu
o a doua parte a emisiunii în care vom încerca să vedem cum interese de zeci de milioane de euro se opun unor proiecte de dezvoltare urbanistică a municipiului Alba Iulia. Bucata asta care este dreaptă, faci o uliță și împarți terenurile, uite așa, și își pune casa, uite aici, da, și deci, urcă la casa. De ce să fac eu așa, că eu am așa făcut? Ce ai făcut? Eu așa am porționat atâta oameni. Domnule, e vie. Nu e vie, domnule. Deci a fost aici, vie. O fost, dar nu contează. Nu fost, nu fost. Eu așa o am acum. Bun. Și de ce eu... nu pot să fac casa așa? Că dacă nu, eu nu sunt de acord cu treaba asta. Nu aveți de gând să nu fiți de acord. Eu nu pot să aprob inversul. Eu în capul meu nu pot să pun, să dau voie să se facă aici niște macaroane, unele lângă altele. Păi eu fac o casă aici și am curtea aia cât vreau de lungă acolo. Dar domnule, dar eu nu pot permite pentru că nu este o locuință urbană. Dar prevede așa ceva regulă, ceva lege, că nu pot să fac casa cum vreau eu? Deci casa, nu, casa se face după cum este regulamentul. Și regulamentul ce spune? Eu asta vă spun, regulamentul dă niște dimensiuni ale frontului și niște dimensiuni ale lotului. Și niște condiții în care să se poată face niște case care să aparțină unui oraș. Ce facem? Nu mai facem case care să aparțină unui, nici măcar unui sat, ci unei mahalale. De la terenul ăsta, așa, am curte și... Am revenit în direct, suntem împreună cu Adriana Adan, ziarist pe care dumneavoastră o cunoașteți de la Radio Reîntregirea sau de când era corespondent al BBC pentru județul Alba. Imaginele pe care le-ați văzut sunt dintr-o întâlnire pe care a organizat-o primăria Alba Iulia în vederea consultării a circa, evident asta era dorința primăriei, a circa 150 de proprietari, aproximativ 300 de hectare în zona Schit Terasa Viilor. Este vorba despre intenția municipalității de a dezvolta un proiect al unui cartier, de a dezvolta un cartier modern, conform cu planuri urbanistice moderne, cu străzi largi, cu, așa cum a spus și arhitectul care reprezintă firma care a câștigat licitația pentru acel puz, este o firmă din București. Așa cum spunea Horia Stupcanu, așa cum spunea și dumnealui, s-a lovit, s-a întâlnit, a fost, i s-a opus interese, cum puteți să vă imaginați, foarte mari, pentru că un hectar de teren, apropo, Adriana, pentru că tu lucrezi de circa 5 ani în acest domeniu imobiliar, ai prins și timpul în care prețurile au explodat, ai prins și această perioadă pe care o trăim acum, în care tot prețurile acestea s-au prăbușit, au ajuns la un nivel pe care unii îl consideră că mai jos de atâta nu se poate merge, deși mai este loc. Care este prețul, între cât și cât variază prețul unui hectar sau a 500 de metri pătrați în acea zonă, repet, în zona Schit Terasa Viilor, ca să ne dăm seama de dimensiunile sau de interesele mari care guvernează această zonă în care municipalitatea, pentru care municipalitatea vrea să facă plan urbanistic zona. Dacă vorbim de suprafețe care au în apropiere rețea de utilități, canalizare, gaz, curent, prețul variază între 25 și 35 de euro. Cu cât suprafețele sunt mai mici, sunt mai ușor vandabile și atunci prețul poate să meargă spre maxim, poate să și depășească 35 de euro dacă sunt utilitățile acolo. Dacă suprafețele de teren sunt mai mari și au și șansa de a fi mai departe de utilități, atunci ne putem aștepta la prețuri sub 10 euro chiar. În acea zonă, Schit Terasa Viilor. Da. Asta reflectă prețul actual de acum sau este prețul, să zic, al ultimilor 5 ani despre care tu poți să te pronunți? Reflectă prețul actual. A fost un preț mai mare pe suprafețele respective?
Da, practic acum suntem undeva la jumătatea prețului obținut undeva în anii 2007-2008, când era boom-ul imobiliar. Acum s-a ajuns la jumătate și uneori chiar mai puțin de jumătate. Cu atâta se tranzacționează acum sau este blocat acest comerț cu terenuri, cu imobiliare pe acea zonă, fie din punctul de vedere al lipsei de decizie, să spunem, pe care oamenii pot să aibă, având în vedere că ar putea sau ar putea să nu fie aprobat un PUZ, ar putea să fie impuse anumite restricții sau să fie fixate anumite permisivități ca oamenii să poată să-și construiască ceea ce vor, de exemplu, zonă pentru servicii, supermarketuri, zonă industrială sau în acest necunoscut. Blochează această situație, de fapt, tranzacțiile imobiliare pe acea zonă? Probabil că da. Se blochează o perioadă până se vor lămuri, în primul rând, proprietarii cu ceea ce urmează să se întâmple pe terenurile lor. Însă, pe de altă parte, trebuie să vadă în perspectivă, pentru că dacă vorbim de terenuri unde nu sunt prevăzute drumuri și primăria urmează să facă drumuri și să existe niște situații clare asupra unui teren, practic merge clientul și vede foarte bine ce urmează să cumpere, nu vede doar un teren gol, atunci ar trebui să găsească soluții. Nu știu foarte bine ce prevede acest PUZ, care sunt limitele de... Acest PUZ urmează să fie aprobat sau respins de consilierii noștri locali în funcție de, și tocmai acest lucru îl dorea întâlnirea respectivă, ca municipalitatea împreună cu arhitectul, împreună cu societatea de arhitectură și urbanism care a câștigat acea licitație pentru PUZ-ul respectiv, să poată să armonizeze atât dorințele proprietarilor cu viziunea arhitectului. Evident, mai mult decât atâta, există dorința municipalității ca oamenii să înțeleagă și să accepte de bună voie regulamentul de construire a zonei, ceea ce prevede PUZ-ul respectiv, ceea ce urmează să se facă, pentru că așa cum este și în cazul magazinului Lidl, în care proprietarul terenului trebuie să cedeze municipalității în jurul a 1000 de metri pătrați pentru ca acel supermarket să se realizeze, să fie construit. Uite, așa s-a ajuns din lipsa unui consens între dezvoltatorul acestui supermarket, între municipalitate și între proprietarul respectiv. Nu avem Lidl din această toamnă. Acest lucru se dorește să fie evitat, ca acest nou cartier al Alba Iuliei să fie unul care să corespundă deceniului al doilea din mileniul, din secolul pe care îl trăim. Haideți să urmărim un material pe care colegii noștri l-au deja pregătit și să vedem cum stă situația de fapt. De ce? Pentru că terenurile în extravilan nu sunt construibile și aici avem o suprafață de 123 de hectare care sunt în extravilan și urmează a fi introduse în intravilan și pentru a avea o strategie să putem bugeta dezvoltarea echipării tehnico-edilitare în zonă, respectiva drumurilor, într-un sistem unitar. Sigur că pentru zona studiată, ca să vă orienta, aici este Bulevardul Transilvaniei cu Biserica Părintelui Buda, iar toată zona dinspre vest a orașului până Suzii face obiectul acestui studiu. Am vrut să introducem și terenul acesta, dar având în vedere litigiul cu MAPN-ul, l-am scos din zona studiată pentru că dânsii au vrut să ne blocheze aprobarea documentului de față. Și atunci zona asta, până se termină în litigiu, rămâne în extravilan.
În general, cum care este gândirea? Tot ce este vechiul intravilan, deci există zona aceasta care este vechiul intravilan, rămâne sub incidența regulamentului fugului actual. Tot ce vedeți, zona hașurată, sunt zone pe care le-am introdus în intravilan cu ajutor pe suport de solicitare privată. Doamna Ravagiu este una dintre solicitanți. Regio, mă rog, prin dumneavoastră, toate aceste documente prezintă regulamentul aprobat, deci nu-l modificăm, iar tot ce vedeți culoare galbenă este zona de locuințe individuale, însă un regim rezidențial special, pentru că proiectanții și comisiile au dorit să avem aici un cartier rezidențial de o calitate superioară, adică cu loturi mai mari, cu procent mai mic de ocupare, cu un regim de înălțime maxim parter și etaj și cu anumite restricții care se limită densitatea ce avem între Alba Iulia și Mircești, de exemplu. Acum, eu am vrut foarte mult ca dumneavoastră să fiți aici de față, fiecare să vă studiați terenurile, pentru că documentul ăsta este înainte de aprobare și odată ce e aprobat, el așa rămâne și trebuie să-l aplicăm ca atare. O bună parte din dumneavoastră ne-a scris în caietul roșu observațiile. Unele dintre ele au fost și introduse în regulamentul de urbanism și de aceea aș fi vrut să vină proiectanții ca să le puneți întrebări suplimentare. Una dintre observații, și asta ține de regulament, era lotul minim construibil pe zona galbenă e 1000 de metri pătrați. Și doi sau trei dintre cetățenii proprietari de teren au zis așa: eu când am cumpărat teren, am cumpărat 1000 de metri pătrați. Datorită dezvoltării drumurilor, rămân fără 10, 15, 25 de metri pătrați pentru că contribui și eu la rândul meu la dezvoltarea. Îmi mai dați autorizație dacă am mai puțin de 1000 de metri pătrați. Și atunci am vorbit cu proiectanții și am considerat că este justificat și de bun simț și oportun dacă ne fac dovada că la ora cumpărării au avut 1000 de metri pătrați și că diminuarea constă numai din diferența necesară străzii să fie admis. Eu vreau să vorbesc cu domnii proiectanți și să semnalez și numele dumneavoastră dacă n-ați observat. Eu dacă am 18 metri, din care scad 4 aici și mai scad 5 acolo, vă socoteala, am rămâne o casă îngustă de 9 metri. Deci nu sunt corelate. Și dacă avem 17 metri, cum este cazul meu, constradal? Fără minim 9, rămâne cât 8. Păi stați puțin, că în primul rând eu nu pot construi nimic. Deci am zis că vreau de la o de-astea publică, nu pot să vii cu tot felul de greșeli din luna în luna, că... Domnul arhitect, dacă îmi permiteți, mie reprezint o societate regio imobiliare. Noi am făcut investiții în jur de 60.000 de euro pentru apă și lumină pe strada Ana Aslan și am avut un PUD aprobat. În această zonă. Da. Și de asta vreau să vă spun că acest lucru pe care dumneavoastră deci regulamentul dumneavoastră, este imposibil de realizat. Regulamentul dumneavoastră rămâne valabil pentru zona dumneavoastră. Asta am spus ceva mai devreme. Da, așa cum este și în această zonă. Nu se aplică așa regulamentul. Regulamentul înseamnă și suprafața terenului. Asta e clar. Deci aici sunt mai împăcate. De unde vedere? Și asta este scris în regulament, ca lume că e parcet. Iar zona Portocalia are același regim? Regimul public. Deci este public. Aici funcționează public. Nu acest scrie aici. Noi tot, eu am aproape un teren, tot ce discutăm punctual. Am un teren, 1000 de metri, în zona galbenă. Cu front stradal de 17 metri. Să înțeleg că nu obțin autorizație? După acest regulament, nu. Cazul ăsta nu pot să fiu de acord cu regulament. În principiu, dacă era după ce mi-aduc eu aminte, și nu sunt singur în regulament, ce mi-aduc eu aminte că am scris în regulament, nu după ce văd acum a tipărit aici, pentru că văd că și figura desenată are o aplicie inadvertențe în cotele puse și în reglementarea făcută. În principiu, diferența de un metru, un
plus sau un minus nu este o problemă. Deci frontul minim de 18 metri cu un minus, cu un metru în minus e, nu, în situația în care consemnați, în situația în care consemnați în regulament. Sigur, dar trebuie să stabilim un minim pentru că așa spune altceva, dar mă rog, 5 metri pe acest regulament, nu știu dacă poate să deroge de la codul civil care ne spune clar că trebuie să avem 60 de centimetri până la gard față de vecini. Codul civil prevede reguli generale, regulamentele locale pot să generale, dar codul civil este înaintea unui regulament. Și sunt condiții minimale. Codul civil anterior actualului cod civil, care e valabil din 2001, codul civil adevărat și cel care a funcționat în România și în Ardeal și nu-l pune la îndoială, că ăsta, că ăsta n-ar avea un menu 590 care reprezenta în principiu jumătate din înălțimea casei. 3 metri, în situația în care sunt ferestre, dar nu este așa. Pentru ferestrele cu vedere directă, pentru ferestrele cu vedere indirectă, atunci la 1,10 metri, pentru ușa de intrare, tot așa, în ax, trebuia să aibă 1,20 până la gard, măsurat, perpendicular, a 11. Mi-a spus permis, că în plus până unde scrie lucrul ăsta în regulament. Nu ne poate că scrie la 3 metri deoparte. Cineva o să pune problema. Domnule, scrie, nu scrie. Ai 17 numai... Sigur că terenul dumneavoastră cu 17 metri de front la stradă a fost obținut printr-o parcelare sau prin punerea în posesie? Parcelată. Parcelarea este, noastră, parcelarea deci este fost făcută în baza unui regulament sau este o parcelare făcută fără un regulament? Deci eu așa l-am cumpărat, vă spun sincer, parcela. Deci cumpărat ca ce? Ca teren agricol, da? Ca teren agricol, da. Cum trebuie să le fac? În regulament este pusă o... Am înțeles, dar dacă aș fi singur, dar nu cred că sunt singurul în același... Acum trebuie să spun, nu știu... Pantă cu vegetație naturală. Nu, e efectiv drept. Deci se poate construi, dar într-un procent mai mic decât la locuirea... Eu vă spui că dacă nu mă lăsați să construiesc acolo, eu nu sunt de acord. Vă spui de capul locului. Nu, se poate construi. Nu, se dacă poate. Nu poți să construiesc, că nu-ți de acord cu ce face dumneavoastră aici. Păi, haideți să vă dăm un regulament, că de fapt planșa aceasta... Eu n-am cumpărat terenul ăla să tu cu uite vecinii la mine. Care noi vom aplica. Domnul, trebuie să știți... Blancul de ardeată și vrea să fac ceva acolo, pentru mine. Vă spun așa, de omenește. De la capul locului. Nu vă contest drepturile de proprietate și nu vă pot fi contestate drepturile de proprietate. Numai că dreptul de proprietate, conform Declarației Generale a Drepturilor Omului pe Europa, a Uniunii Europene, nu include în el și dreptul de construcție. Dreptul de construcție se capătă cu respectarea regulamentelor locale. Nu a ajuns la faza de aprobare. Se poate adăuga un amendament la acest regulament pentru terenurile care au fost cumpărate înainte de a se aproba... Dar deci, care să se încadrează în niște limite rezonabile, deci, nu să facem... Acum înțeleg, nu de 200 de metri pe da, de ceea ce există pe teren, nu modificăm... Nu. Tocmai de asta, nu. Nu. Deci nu se face o regulă după ceea ce s-a găsit până atunci. Regula se face ca și o lege, ca să aducem toată lumea în ideea unui numitor comun. Codul civil spune altceva și deocamdată la reglementare. Dar noi ce mai ceea facem cu terenurile? Dacă dumneavoastră ne arătați prin codul civil că introducerea agricol în intravilan cu drept de construcție altul decât regulamentul, atunci vă dau dreptate dumneavoastră. Deci introducerea în intravilan a unui teren agricol nu presupune că acel teren agricol are dreptul de a fi construit. Construirea lui se face cu respectarea regulamentului. Regulamentul general de urbanism îmi dă niște fronturi, niște adâncimi și ăsta este regulamentul general pe țară. Eu vă propun următoarele, ca să nu-i faceți doamnei teoria că are un teren și nu mai are ce să facă pe ea. Toate aceste probleme semnalate să fie discutate de noi în comisiile de specialitate. Și în asta e un lucru de... cert, că noi vrem să obținem observații și să vedem cum putem să le rezolvăm. Situație, de fapt, găsită la ora proiectului. Da. Deci nu vine după. Corect, da. E găsită. Și pentru culețe și locuințe, care a blocat total posibilitatea dezvoltării acestei stradă, care urmează cel de-al doilea în el. Acolo nu se reduc, acelui devină ci diferența de nivel. Și diferența de nivel, dar în principal este cartierul, că până să ajung la diferența de nivel, nimeresc în cartier.
După ce a dispărut această posibilitate, am căutat să găsim o nouă cale de scăpare. Am bifurcat această stradă în două ca să putem să facem intrare și ieșire pe drumul care se duce la Zlatna și spre munte. Dacă noi nu facem acest inel și aceste străzi, orașul va fi în continuare traversat de tot, toate drumurile și de toată traficul care merge prin oraș. Sunt două inele principale în oraș, sunt arătate în schemele care vi le-am predat la lucrare. Nu vreți să faceți această stradă prin expropriere pentru utilitate publică, care înseamnă și despăgubirile pentru lucrările efectuate cu aprobarea primăriei. Pentru că lucrările efectuate fără aprobarea primăriei n-au de ce să fie despăgubite, pentru că ele teoretic și legal nu există. Am pulat 90-100% să vină să propună o dezvoltare a ei și să dărâmăm tot ce este construit, când vom avea bani să expropriem și de alea, ca să facem arteră de 12.000. Doamna Buza, pe finul este imposibil de arătări. Pe finul este imposibil, dar nu înțeleg de ce un profil de... Doar noi am băgat bani acolo, toate utilitățile modernizate, stradă, trotuare, profil de aproape 9 metri este. De ce să nu-l lase așa, dar Baia Lălescu este un singur sens, că face sens. Știți ce a vrut el? El a vrut să închide, că am fost acum al treilea inel de legătură de oraș și zahără. Dar credeți că o mașină mare va circula vreodată pe tinului să iasă prin spate? Adriana, arhitectul Horea Stupcanu propune soluții care sună foarte bine, la fel de bine ca și povestea cu autostrăzile, fie că vorbim aici de autostrada Transilvania sau de tronsonul 4 pan-european de la Arad, Deva, Orăștie, Sebeș, Sibiu și așa mai departe, despre care auzim de foarte mult timp și cu toate astea, cu toate că sunt deputați care își arogă merite ale unor lucruri care de fapt nu există și care continuă să devină pentru noi vise tot mai îndepărtate, cu cât banii pentru aceste finanțări, cu cât aceste fonduri europene sunt acum în fază de presuspendare, urmează să fie suspendate, deci cu cât banii vin mai puțin, cu atâta unii politicieni își arogă merite mai mari pentru aceste reușite bar nereușite. Și la fel de frumos sună și aceste planuri de dezvoltare urbanistică ale arhitectului Horea Stupcanu, despre care vorbeam, acel inel al treilea, oamenii care coboară de la Câmpeni, Zlatna, să o ia direct către Pâclișa, ulterior către Vințul de Jos, Deva sau Sebeș. Cât de realizabile sunt aceste planuri? Tu, ca absolvent de istorie, ca om care a lucrat în presă și ca mamă și ca soție care duce pâine acasă din domeniul imobiliar, din domeniul tranzacțiilor cu terenuri și locuințe și hale și dezvoltatori imobiliari, cum vezi acest lucru? Îl simți ca unul realizabil sau ca unul cel puțin la fel de îndepărtat? Vorbim de 150 de proprietari. Este foarte complicat să putem face previziuni. Este un lucru bun că se dorește să se facă ceva, însă s-a vorbit de un precedent, practic Alba Micești, unde avem de-a face cu străzi de cu o lățime de 2 metri, cu foarte multe case una între alta. Ei, aici, practic, se vorbesc trece de la... cartierul Orizont? Nu vorbesc de cartierul de... Orizont, cartierul Orizont, Alba Micești, practic tot ce s-a întâmplat, toată dezvoltarea imobiliară între Alba Iulia și Micești. Cartierul Orizont oarecum face parte din Alba Micești. Deci tot ce s-a întâmplat acolo, vorbeau domnii, aglomerație, se dorește acum opusul. Practic se trece de la o extremă la alta. Vorbea la un moment dat de faptul că trebuie să ai 1000 de metri pătrați cu o deschidere de 18 ca să obții autorizație de construcție. Minim 18 metri. Minim 18 metri. Am văzut că se încearcă să se vină în întâmpinarea cetățeanului, practic, că din cei 1000 de metri o să se ia o porțiune pentru drumuri și că dacă se face dovada,
practic acel dovada achiziționării acelui teren înainte de aprobarea PUZ-ului. Corect, acela va avea dreptul să construiască. Mă întreb însă ce va face cetățeanul care va avea 900 de metri pătrați. Aceasta este încă o problemă la care încă nu există răspuns. Și cel care are o deschidere de 16. Probabil că, așa cum spuneau unii dintre cei invitați acolo, ei refuză. Ce se întâmplă într-o astfel de situație în care, așa cum spunea și arhitectul șef al municipiului, Hedviga Călin, oamenii au cumpărat o bucată de teren cu care ei acum nu mai au ce să facă. Ce se întâmplă în situațiile astea? Vor exista rechini imobiliari, pentru că suntem cu toții într-o apă vie și astfel de prădători tot timpul cresc mari, care să vină să cumpere loturile acestea de 900, 500, 200, 300 și să le unifice și ulterior să obțină autorizații de construire, sau ar putea acest lucru să-l facă oamenii singuri, să se asocieze, să facă astfel încât să-și diminueze pierderile respective, sau să iese să facă demonstrații în fața primăriei, să blocheze 5 oameni în drum. Sau să-și facă o frumoasă grădină cu legume. Sunt foarte multe posibilitățile. Însă dacă oamenii ar fi uniți și ar înțelege faptul că primăria dorește acolo dezvoltare, haideți să încercăm să ne eficientizăm și noi terenul pe care l-am luat. Ok, nu pot să construiesc pe 500 de metri, dar vecinul are 700, nici el nu poate să construiască. Asta este, am pierdut, dar să nu pierdem de tot. Haideți să facem o singură parcelă. Oamenii au investit probabil sumele la care te refereai tu de acum 5 ani, 2007-2008, au investit 70-50 de euro metru pătrat în ideea că va ajunge la 300 de euro metru pătrat, sau ei l-au cumpărat acum 10 ani, 15 ani cu un dolar metru pătrat și acum îi pare rău să-l vândă cu 25 de euro. Sunt oameni în ambele situații. Ideea este că cei care au vrut real să construiască, nu să-l ia și să-l vândă mai departe, și acum practic văd că au făcut o afacere proastă. Afacere proastă, probabil, comparativ cu ceea ce se așteptau ei, nu? O situație sau o afacere proastă comparativ cu piața. Da, practic au luat probabil aproape de boom-ul imobiliar, au tot așteptat să crească prețurile și s-au trezit acum că nici jumătate nu pot să ia pe terenul respectiv. În situația aceasta, cred că ar fi mai realist să încerce să găsească soluții cu vecinii și, dacă nu se poate construi, să reușească să vândă, măcar să recupereze o parte din investiția pe care au făcut-o, sau să stea și, cum am spus, să păstreze terenul respectiv pentru agricultură. Dar din experiența ta, pentru că tu lucrezi și cu ai clienți și din alte județe și din străinătate, oameni care vor să cumpere sau, evident, cumpărând și ei într-o perioadă sau alta, acum vor să vândă. Însă, din experiența ta, repet, cam evident, nu ești consilier local, nu ești primar, nu ești viceprimar, nu ești clar văzătoare, dar o părere, un orizont, din experiența ta, cam în cât timp de la adoptarea unui PUZ, mai ales că și pentru municipalitatea noastră este o premieră, un astfel de plan urbanistic zonal este pentru prima dată avut în vedere în Alba Iulia, o dezvoltare pentru prima oară după perioada 1989. Pentru prima oară se au în vedere adoptarea de reguli clare, unice, pentru construirea unui cartier, care, mă rog, nu am mai pus secvențele respective. Unii dintre consilierii locali îl descriau ca fiind cel mai chic cartier al Alba Iuliei. Deci, cam în cât timp vezi tu posibilă începerea, adoptarea, concretizarea acestui cartier? De ce perspectivă vorbim? Mă întrebea acum când o să vedem primele case acolo. Primele case, primele străzi, primele utilități, probabil că se va ajunge să fie ca în
vestul Europei, unde înainte sunt drumurile, sunt utilitățile, gaz, curent, canalizare și abia ulterior oamenii se duc să construiască, nu se ia terenul, înainte să existe drumul, înainte se parcelează, se fac toate căile de acces și ulterior oamenii își primesc autorizațiile de construire. Ceea ce, evident, în situația, cu situația de astăzi contrastează, pentru că, așa cum bine știm cu toții, cum spuneam și înainte, merge un client de bună credință, vrea să-și cumpere un teren, vânzătorul merge, îi arată aproape de drum, îi arată utilități, iar cumpărătorul se trezește când se duce să țărușeze, se duce să ia proprietatea, că el n-are nicio legătură cu ceea ce i s-a arătat. Da, aici eu consider că în primul rând este vina celui care cumpără. În momentul în care cumperi, trebuie să te interesezi ce cumperi. Nu poți să fii credul. Nu poți să crezi pe cineva doar pentru că vezi o gură de canal, că chiar este canalul acolo, poate este doar apa. Trebuie să te interesezi ceea ce cumperi. Ce înseamnă să te interesezi ceea ce cumperi? Poate să te interesezi, în primul rând trebuie să te duci, să se vadă în primul rând actele terenului. Practic, cartea de identitate a unui imobil este CF-ul, cartea funciară, din care reiese, practic, suprafață și, după această carte funciară, un topograf poate să facă identificarea efectivă a parcelei, pentru că eu pot să mă duc să-ți arăt ție un necunoscător, vine Alba Iulia Pante pentru prima dată și spun, uite, acesta este terenul. Tu vii să-mi dai bani pe teren? S-a întâmplat, cum bine știi, de foarte multe ori acest lucru, în care oameni mergeau și cu topograf, topograful îi spunea, măsura și a da, asta este terenul, omul dădea banii și ulterior se trezea că nu îi mai rămâne decât să se ducă la poliție să facă o plângere pentru înșelăciune. Însă, ce înseamnă mai departe de această prezentare la cartea funciară cu topograful, cum poate omul, dacă de exemplu pe titlul de proprietate scrie după dealuri, omul merge după niște dealuri și arată, uite, aici este terenul meu, vezi dealurile alea, sunt dealurile pe care, despre care scrie pe titlul meu de proprietate. Crezi că și această situație este foarte posibilă, că vorbim de zona Schit, Terasa Viilor. Ce poate să facă omul să se asigure că atunci când merge să cumpere un teren, el chiar cumpără terenul pe care îl vede, chiar poate să aleagă să dea banii pentru ceea ce își dorește el? Identificarea topografică este soluția și dacă nu are încredere într-un topograf, poate să ia doi topografi și să compare soluțiile date de aceștia. Și pe acest topograf cine certifică, cine îi urmărește sau există... De obicei se merge pe bază de recomandare. De obicei lumea știe unde să apeleze. Sunt birouri de arhitectură, arhitecții recomandă topografi, agențiile imobiliare recomandă topografi. Se merge pe sistem relațional, există probabil și publicitate. Lumea știe să găsească până la urmă topografi. Sau lumea ar trebui să găsească, Da. Dar totul trebuie să se facă în cunoștință de cauză. Trebuie să știi ceea ce cumperi și tu ești în primul rând responsabil, nu agenția imobiliară, nu posibilul vânzător. Tu, ca și cumpărător, trebuie să fii informat înainte să poți să dai un avans sau o arvună. Și revenim la întrebarea pe care ți-am adresat-o acum câteva minute. Cam în cât timp vezi că străzile vor putea să... Evident, asta depinde foarte mult de resursele financiare ale municipalității. Cam în cât timp, vorbim acum mai evident de ani buni de zile, nu? Cam în cât timp vezi că s-ar putea ca Alba Iulia să aibă acest nou cartier? Dacă se ia în considerare să se facă străzi, să se tragă utilități, știu eu, în 2 ani poate am putea să avem conturat un cartier și ulterior să înceapă să se construiască. Am înțeles, Adriana. Haideți să urmărim un scurt material pe care l-am difuzat într-o emisiune anterioară și să vedem de cine depinde acest plan urbanistic zonal, cine îl va vota, cine vor fi cei care își vor da girul sau, din contră, vor refuza planul urbanistic zonal. Rog regia să dea drumul materialului.
pe care tu l-ai ilustrat cu vocea ta. Cine vă recomandă? Vocea și talentul meu. Poftiți, poftiți, domnișoară. Cine vă recomandă? Familia. Tata, aici nu scrie unde ați studiat. Cu cine și la ce rezultate ați ajuns până acum? Scrie numai una, 100 lei. Puțin? Foarte puțin. Mircea Ludușan, PDL, medic ginecolog faimos în Alba Iulia, activând atât la Spitalul Județean cât și la cabinetul său privat, conduce un Jeep Wrangler din 1998 și are un Volkswagen Passat din 2001, a înființat SC Ludușan Consul SRL și pensiunea la Maison du Carolin. Aurel Crișan, PDL, este medic șef al secției de urgențe a Spitalului Județean Alba, nu este un pasionat de mașini, având un Peugeot 206 și un Renault. Raul Tudorașcu, PDL, inginer IT, fost angajat Roșia Montană Gold Corporation, apoi al SC Ardeleana SA, fost subprefect al județului Alba, în prezent angajat al SC Apă CTTA SA. Este proprietarul unei case în Șard, Ighiu, împreună cu soția sa, moștenind în același timp și un apartament în Alba Iulia. Are un autoturism Opel Astra din anul 2005 și un credit de 35.000 de euro. Marius Presecan, lăcătuș mecanic la Transgaz, filiala Alba, de unde a câștigat în 2011 35.987 de lei, 7.113 lei a mai luat din activitatea de supraveghetor la Muzeul Unirii din Alba Iulia. Are un Volkswagen Passat din 1994, este membru în Consiliul de Administrație al DPL Alba și vicepreședinte PDL Alba Iulia. Vasile Crișan, vicepreședinte PSD Alba Iulia, este acționar la SC Incove SA, membru în Consiliul de Administrație al SC Apă CTTA Alba și cenzor la SC DPL, deține un apartament în Alba Iulia și 3 autoturisme Dacia. În ultimul an a obținut venituri în valoare de 12.600 de lei din salariul de la Autosim SRL, 1.800 de lei din indemnizația de profesor la Colegiul Economic din Alba Iulia, 8.000 de lei din activitatea de vornic la Nunț și 1.080 din indemnizațiile de la Consiliile de Administrație. Are un credit în valoare de 30.350 de lei, contractat în 2004. Ovidiu Jidvean, președintele PSD Alba Iulia și vicepreședinte PSD Alba, este asociat în firmele Piatra Viorel SRL și Piatra Doro SRL, membru în Consiliul de Administrație al Composesoratului Urbarial Ampelum Slatna și membru al Centrului de Mediere Alba. Este proprietarul la 541 metri pătrați de teren în Alba Iulia, unei case și a unui apartament situat tot în Alba Iulia, moștenit în 2011 și un depozit bancar de 150.000 de lei. În 2011 a obținut venituri de 41.276 de lei din asistență juridică în cadrul cabinetului de avocatură al familiei. Conduce un SUV Audi Q7 și un Mercedes E-Class. Bogdan Medrea, președinte al Organizației de Tineret PSD Alba Iulia și vicepreședinte al PSD Alba Iulia, asociat unic la SC Bimet Proiect și asociat la SC Europe Leasing SRL, membru în Consiliul de Administrație al SC Drumuri și Poduri Locale Alba și director economic al firmei Vimet Group. Dețin un apartament în Alba Iulia, cumpărat în 2009. În ultimul an a obținut venituri de 19.415 lei de la Vimet Group și 255 de lei indemnizație de la DPL Alba. Conduce un SUV Volkswagen Touareg. Horațiu Clepan, PSD, deține 10.470 metri pătrați de teren moștenit în 2009, o casă moștenită în 2011, iar potrivit declarației de avere nu a obținut un venit propriu în ultimul an și are un credit de 10.000 de euro contractat în anul 2007, conduce un Volvo S80 și este administrator la Intermed SRL. Pavel Popa, zis Pistol, pensionar, decanul de vârstă al Consiliului, liderul informal al cartierului Oarda. Are o casă în Oarda, unde mai are un hectar de teren și a preferat un autoturism românesc, adică o Dacia Logan, din 2007. Vasile Domuța, PDL, asociat la Dye Farm Group SRL, cu o declarație avere goală, atât la lubrica proprietăți, cât și la aceea de venituri în 2011.
Rareș Buglea, conform presei, el este vornic de nunți, fost membru liberal promovat pentru activitatea sa în Consiliul de Administrație al exploatării miniere de la Brut cu Prumin, a obținut funcția de consilier local în urma retragerii lui Călin Potor. Acum este și expert coordonator la PACHIV România. Deține 387 metri pătrați de teren intravilan în Alba Iulia, cumpărat în 2008, un autoturism Opel fabricat în 1994 și icoană pe lemn în valoare de 6.000 de euro. În ultimul an a avut venituri pentru servicii juridice în valoare de 69.301 lei de la PACHIV și 31.620 de lei de la ASC Alba Iulia. Daniel Zdrâng, PNL, este tehnician la ASC Alt SRL. Potrivit declarației de avere, nu deține terenuri sau imobile, dar are un Ford fabricat în 1998 și un Volkswagen fabricat în 2000, o Yamaha și un Malaguti. În ultimul an a obținut un venit de 9.072 de lei din salariul de tehnician. Simone Albani, vicepreședinte PNL Alba, este acționar la firmele Albani Forex, Albani Furniture și Ocapa SRL. Deține împreună cu fosta soție 8.509 metri pătrați de teren intravilan în Alba Iulia, o casă cumpărată în 2003, două apartamente cumpărate în 2005 și 2007 și un spațiu comercial cumpărat în 2008, toate în Alba Iulia, și are depozite în bănci în valoare de 138.696 de lei și 30.173 de euro. În ultimul an a obținut venituri în valoare de 305.338 de lei de la firmele în care este acționar, 63.600 de lei din salariul de director general la firma Marco Polo SRL, 20.356 de euro din salariul obținut în Italia la firma Ocapa SRL și 15.600 de euro din închirierea spațiului comercial. Are un credit de 24.188 de euro contractat în anul 2007. Conduce un SUV Volkswagen Touareg. Paul Voicu, viceprimar, este inculpat în dosarul finanțărilor ilegale ale FC Unirea, unde DNA Alba Iulia a calculat un prejudiciu total de aproape 120 de miliarde de lei vechi. Președintele PDL Alba Iulia are două apartamente în municipiu și terenuri în suprafață totală de 4.492 de metri pătrați. Are un Volkswagen din anul 2007. Cornel Sandu, PDL, fost inspector școlar general al Inspectoratului Școlar General Alba, în 2011 a câștigat 176.000 de lei din proiecte realizate de ISJ Alba, aproape 30.000 de lei din salariul propriu, 4.270 de lei din indemnizația de consilier și 1.309 din indemnizația de la Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă Alba. Are acțiuni la Aras Media și Antibiotice S.A., Biofarm, SIF 5 Oltenia, Transgaz și este membru în Consiliul de Conducere al AJFM Alba. Deține din 2001 un teren intravilan în Alba Iulia, un Cielo și un Ford Fiesta din 2010. Are depozite în bănci de 155.000 de lei, 11.800 de euro și 10.000 de dolari. Gabriel Pleșa, președintele PNL Alba Iulia, este director executiv la ASC Viva SRL și asociat la firmele Matex SRL, Viva SRL, Viva Metal SRL și Fox SRL, membru în Consiliul de Administrație al ASC Apă CTT Alba Iulia, a fost consilier local și în legislatura trecută. Deține 2.300 metri pătrați de teren în Alba Iulia, o casă în Alba Iulia construită în 2005 și un apartament în Cluj-Napoca. În ultimul an a avut venituri în valoare de 173.823 de lei de la firmele în care este asociat, 5.673 de lei din indemnizația de consilier local, 1.310 lei din indemnizația de la ASC Apă CTTA și 3.993 de lei din indemnizația de profesor colaborator la Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia. Firmele lui au contracte de amenajare, lucrări de fier forjat în cetatea Alba Carolina, acum restaurată. Conduce un Peugeot 407 înmatriculat pe una din firmele la care este acționar. Dorin Pocol, PPDD, este administrator al agenției imobiliare Romidia, deține 2.820 metri pătrați teren în Alba Iulia, un apartament cumpărat în 1992, un Porsche Cayenne S din 2003 și un Nissan Micra fabricat în 2005. În ultimul an a obținut un venit propriu de 14.400 de lei ca administrator la Romidia și 4.000 de lei ca partener la NEC Telecom.
Ioan Bogățan, PDL, este proprietar împreună cu soția sa două case de locuit cumpărate în 2007 și 2009, 2300 metri pătrați de teren nitravilan în Alba Iulia, a moștenit o casă și aproximativ 3 hectare de teren arabil în Vințul de Jos, are aproximativ 215.000 de lei în conturi, are acțiuni Banca Carpatica, Broker Cluj și SIF 5. Soția s-a obținut anul trecut numai puțin de 275.000 de lei de la o firmă care are sediul în casa proprietate personală, iar el a câștigat 40.000 de lei din salariul de viceprimar și indemnizație. Conduce un Mercedes C-Class. Costinaș Marius, PDL, avocat, a fost cel care a denunțat un posibil trafic de influență prin care, potrivit presei și procurorilor DNA, fostul decan al baroului Alba Iulia Doina Scutea a încercat să-l facă pe lângă soția acestuia, judecător la Curtea de Apel Alba Iulia. Are o casă împreună cu soția, dobândită în 1997, două terenuri, unul intravilan în Arieșeni, iar celălalt agricol în Alba Iulia, un autoturism Volkswagen Tiguan și un Infiniti M30, ambele în leasing, fabricate în 2011. Are în conturi o sumă de aproximativ 200.000 de lei. De asemenea, are un credit de 75.000 de euro. În 2011 a câștigat 134.000 de lei și el a avut legături cu exploatarea minieră din Abrut cu Prumine Sa, având un contract de asistență juridică. Vasile Petric, PNL, provenind din PNCCD, este profesor de educație fizică. Deține împreună cu soția o casă în construcție, un autoturism SEAT din 2001 și un depozit bancar în valoare de 1.700 de euro. Potrivit declarației de avere, singurul său venit din ultimul an a fost 3.000 de euro obținut prin vânzarea unui teren. Dorin Șerdean, președinte PPDD Alba Iulia și vicepreședinte PPDD Alba, este director general la firma Abadosin, Dev Broker SRL, administrator la SC Fininvest Management Mark SRL și SC Blue Computer Development SRL. Deține 2622 metri pătrați de teren intravilan în Alba Iulia, o casă și un apartament în Alba Iulia, cumpărat în 2008 și 2009. În ultimul an a obținut un venit de 18.000 de lei din salariile de director general și administrator și are un credit de 20.000 de euro contractat în 2010. Conduce un Kia. Adriana, am putut vedea cu toții declarațiile de avere ale consilierilor locale ai municipiului Alba Iulia. Am văzut că stau chiar foarte bine, unii extrem de bine, la capitolul proprietății imobiliare. Câți dintre ei crezi că au avut deja grijă să-și cumpere teren în această zonă pe care municipalitatea vrea să o dezvolte, în această zonă unde prețul cu siguranță va exploda după ce puzzle, după ce planul urbanistic zonal va fi aprobat? Nu știu, dar sunt curioasă. Îi asigurăm pe telespectatorii Alba TV că vom fi atenți noi ca televiziune la manevrele pe care unii sau alții, fie ei administrație publică locală, fie investitori sau rechini imobiliari, vom fi atenți la ceea ce se va întâmpla în această zonă, vom fi atenți la banii care se mișcă dintr-o parte în alta și așa cum încercăm să o facem și acum, așa cum ne-am propus și așa cum vom face, vă vom arăta mai devreme sau mai târziu, mai repede sau mai încet, cu posibilitățile și după capacitatea noastră, vă vom arăta dumneavoastră, telespectatorilor noștri, Alba, județul Alba, așa cum este și vom încerca să expunem, să vă împărtășim lucrurile pe care, în general, cei care sunt puternici nu vor să vă lase să le vedeți. Îți mulțumesc frumos, Adriana Dan, pentru prezența ta în emisiune. La fel, mulțumesc colegilor mei de la Alba TV pentru că au făcut posibilă această emisiune. De asemenea, telespectatorilor noștri le spun noapte bună sau în funcție de când vor revedea această emisiune, bună seara și să ne vedem cu bine!